Personalități care și-au pus amprenta și-au influențat simțitor dezvoltarea Timișoarei, clădiri emblematice, momente de mare importanță pentru orașul de pe Bega. Toate pot fi descoperite în cadrul unei expoziții de bandă desenată. Cuprinde cele mai importante momente și personaje din cadrul celor 100 de ani de istorie a Universității Politehnica Timișoara. În cadrul ei, vizitatorii vor avea parte inclusiv de un tur ghidat cu ajutorul realității virtuale. Istoria Universității Politehnica Timișoara poate fi descoperită inclusiv de cei mici printr-o expoziție de bandă desenată, iar câțiva zeci de elevi deja au făcut-o în cadrul unui atelier organizat de echipa UPT Campus Creativ. De aici putem să observăm, aici avem parte de terenurile pe care a fost construită universitatea și mai multe detalii despre asta, adică au fost niște laduri de flori, de plante și plantații, pentru că Timișoara era un exportator, așa. Poți să aflăm un pic mai multe aici. A fost și un primar al Timișoarei, care s-a ocupat mai multe parte de industrializare, de legare a apelor. UPT Creative Campus 100 Years of Sharing Knowledge este denumirea expoziției de bandă desenată, a cărui vernisaj a avut loc la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. A ajuns și în Timișoara, iar în cadrul acesteia vizitatorii pot avea parte inclusiv de un tur realizat cu ajutorul realității virtuale. În mare parte, această expoziție este prezentată ca sub formă de bandă desenată, creată de artista Sorina Vazelina. Se axează mai mult pe părțile importante și istorice ale campusului, de la, până la urmă, de unde au provenit terenurile campusului acestuia, de la rectorii care au format cum arată universitatea în zilele noastre, precum și mai multe detalii despre grupul Sigma, care a influențat foarte mult arta contemporană română. Un proiect care încearcă să aducă campusul din nou studenților, să facă o punte între tehnologie, educație și artă, și încercăm chestia asta și prin bandă desenată, care va fi disponibilă și studenților în cele ce urmează. Expoziția de bandă desenată de la Cazarma U poate fi vizitată până în data de 10 septembrie. Ea face parte din programul cultural național Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, Timișoara 2023, finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara cu sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii.